Primarul Tomai informează pe Buzoieni că odată cu instalarea unor temperaturi de vară au început să funcționeze și artezienele din oraș. Cele din Crâng încă nu funcționează pentru că niște constructori au secționat conducta care asigura alimentarea din Iazul Morilor. Au început să funcționeze și fântânele arteziene mai puțin în Crâng, deoarece un constructor a secționat conducta de alimentare a Crângului care venea din Iazul Morilor. Isprava a lăsat fără alimentare cu apă și Heleșteul, al cărui nivel a scăzut vizibil. Din cauza asta nu putem face nimic acum. Se așteaptă să se resoarbă apa de acolo, de pe câmp, spre unitățile militare, pentru a se reface lucrarea de către cel care a afectat această conductă. Și sper să o rezolve cât mai repede, astfel încât, odată cu ridicarea nivelului apei în lacul din Crâng, să putem să și curățăm lacul, în același timp să dăm drumul și la fântânele arteziene. Heleșteul are într-adevăr nevoie de o curățare temeinică, pentru că vegetația s-a extins foarte repede și l-a invadat aproape în întregime. Rățuștele, care au revendicat lacul ca domiciliu permanent, încep să se descurce din ce în ce mai greu printre insulele plutitoare de vegetație. Unele dintre ele preferă să se deplaseze mai mult în zbor, în timp ce altele folosesc artezienele, încă nefuncționale, pe post de locuri de odihnă și meditație. Așadar, după ce va fi reparată stricăciunea și va fi realimentat Heleșteul, Urbis va lansa la apă celebra motocoasă acvatică și lacul va fi curățat spre bucuria tuturor.